Anul acesta, în toate școlile din orașul Buzău, va funcționa catalogul virtual. Este un sistem practic de stocare a datelor. Fiecare profesor are la îndemână o tabletă unde poate trece notele, absențele, precum și temele pentru elevi. Printr-o conexiune la internet, părinții au acces la această bază de date. Ne putem conecta de oriunde, în orice moment, de pe tablete, de pe telefon, de pe... Important să avem o conexiune la internet. Ne ajută foarte mult să obținem informația în timp real, o informație completă. Da, și ce este important că părinții, până la urmă, pot afla în timp real despre situația Bineînțeles, copiilor lor la învățător. Părinții au acces de asemenea la catalogul clasei, la orarul clasei, pot vedea ce se întâmplă cu copilul lor. E, ținând cont că avem foarte mulți elevi din mediul rural și părinții poate ajung sau nu tot timpul la școală, faptul că se pot conecta pe internet și pot vedea situația copiilor, eu cred că ar fi un plus și pentru noi. Pentru cadrele didactice, catalogul virtual este un instrument mai mult decât util în relația cu părinții. Din punct de vedere al părintelui, aș spune că pentru că noi deja am implementat la școala unde copilul meu este elev, este foarte bine. Ideea este binevenită pentru că am putut să fiu în contact cu școala și să la curent cu notele copilului meu. Din perspectiva profesorului, pot să spun că m-am bucurat foarte mult, pentru că în acest fel este facilitată comunicarea cu familia în primul rând. Sperăm că și părinții vor avea acces ușor, pentru că noi ne adresăm unui grup de părinți și din mediul rural și nu toată lumea are acces la e-mail sau la telefoanele mobile smart. Sperăm să dea randament astfel încât părinții și copiii deopotrivă să fie la curent cu ceea ce facem, să luăm măsurile împreună și astfel relația cu părinții, cu copiii să fie încurajată și notele să fie mai mari și mai bune și noi să avem succes într-un final și cu platforma și la școală și cu elevii. În plus, dascălii scapă de birocrație. Mai dă jos, să spunem așa, din marea birocrației. Nu mai trebuie să mai completăm foarte multe hârtiuțe privind centralizarea absenților elevilor, centralizarea mediilor pe clasă, pe școală. De asemenea, în timp real, doar cu o apăsare de buton, noi putem să vedem câte absențe avem în școală într-o zi, într-o lună, într-un semestru, într-un an de zile. De asemenea, putem să vedem câte note de 4, de 5, de 6, de 7, deci în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. De asemenea, acest lucru duce la ușurarea statisticilor pe care noi le facem și le dăm mai departe și din partea diriginților și din partea secretariatului. Ca să nu mai spun că colegii mei pot să încarce numeroase teme, suporturi de curs, de asemenea sistemul are o bibliotecă virtuală. Am deschis o clasă din încadrarea mea, apare tot catalogul, toți copiii apar aici, iar noi putem la fiecare, la sfârșitul fiecarei ore să marcăm copilul dacă un răspuns, da? Un răspuns cu două, cu trei sau un minus, apăsăm dincolo pe minus. Dacă are absență, marcăm și punem absența. Da? Pe data de astăzi, de exemplu. La cea mai mare unitate de învățământ din județul Buzău, catalogul virtual funcționează deja de 2 ani. Școala numărul 11, alături de alte 5 unități din municipiu, au fost incluse într-un proiect pilot. Și noi și părinții suntem foarte mulțumiți de acest sistem. De ce? În primul rând primesc notificări despre elevii dumnealor. Pot intra, una la mână. A doua, când absentează, în timp real primesc și absențele. De asemenea, când sunt notați, sau ați văzut la doamna profesoară, când dau un minus, un plus, pentru că nu totdeauna se pune nota din prima. În general, copilul este ascultat de 2-3 ori, se face o medie și apoi se trece nota în catalog și în acest catalog virtual. Un dezavantaj ar fi că unii părinți au uitat să mai și treacă pe la școală să discute direct cu diriginții despre situația școlară a copiilor. Este foarte bun acest sistem, dar și părinții mai trebuie să mai vină din când în când pe la școală. Că dacă noi o să comunicăm numai prin această platformă, este foarte greu. Este foarte util, foarte bun. Părintele, chiar dacă este plecat din localitate, are acces direct la acest catalog virtual.
dar mi se pare normal ca să mai vină și din când în când la doamnele învățătoare sau la doamnele diriginți să mă intereseze de situația școlară a copilului, de comportamentului. De asta avem de multe ori probleme cu unii copii, pentru că nici părinții nu prea îi vedem pe aici pe la școală, nici măcar în cursul unui an. Unii părinți, majoritatea, spun așa, 99%, sunt interesați de ce fac copiii dumnealor. După perioada de instruire și după ce profesorii vor înmagazina în tabletele noi datele de identitate ale tuturor elevilor, sistemul va fi aplicat în toate școlile, pentru care primăria Buzău a decis extinderea proiectului Ad Servio.